Ziua cea mare a venit, molurile s-au deschis la fel și magazinele care timp de 3 luni au fost închise în urma ordinului autorităților pentru combaterea răspândirii noului coronavirus. Încă de la intrare trebuie să respectăm măsurile de siguranță, de la măsurarea temperaturii, purtarea obligatorie a măștilor, până la păstrarea distanței de 2 metri unul față de celălalt. Constanțenii au venit în număr mare să recupereze turele de shopping și să-și înnoiască garderoba de vară. Molurile s-au redeschis, iar de departe cei mai afectați de pandemia de COVID-19, care a închis afacerile timp de 3 luni, sunt antreprenorii români. Pe o parte dintre ei am întâlnit și noi în molurile din Constanța. Angajații magazinelor din moluri au fost trimiși în șomaj în toată această perioadă. Dacă magazinele mari se bucură de stocuri de marfă, producătorii mici traversează cu greu această perioadă. Încă din perioada stării de urgență, constanțenii se arătau solidari în mediul online cu producătorii mici, spunând că vor susține afacerile prin cumpărarea de produse românești. Din păcate, gama de produse oferite de antreprenorii români e mică la momentul ăsta, cel puțin în ceea ce ne privește pe noi. Vorbim de parte de îmbrăcat, de asta cam slabă oferta antreprenorilor români. Nu că nu există, da? Ar trebui să se reorienteze? Fiecare știe socotelile, e destul de ușor să vorbim din lateral, din exterior. Fiecare are o socoteală care... Dacă ar fi, ar avea mai multe haine sau altfel de firme, afaceri... Siguranță, asta ar trebui să facă toată lumea, să-i susținem. Susținându-i pe ei, ne susținem pe noi. Să preferați să cumpărați de la o insuliță, nu dintr-un magazin mare? Da, da. Preferăm, da. Să știm sigur că sunt români, sunt antreprenori, tineri care au pornit... Observăm că vă aflați lângă un magazin din decurele. Acest magazin este românesc. Da. Vă interesează să cumpărați? Am cumpărat curia de la domnișoara de aici. Dar susțineți producătorii români? Da, normal că îi susțin. Îi susțin producătorii români. Sunt susținuți și de guvern și fac lucruri bune. Cam ce categorie de persoane? Cei mai în vârstă sau cei mai tineri cumpără, aleg produsele dumneavoastră? Sunt undeva la mijloc. Oamenii mai în vârstă la curele, la bretere, iar la portofele oamenii mai tineri. Producătorii autohtoni au simțit din plin efectul economic al pandemiei, au revenit la muncă și au redeschis afacerile, însă dacă nu vor recupera pierderile financiare, riscă falimentul. Stelian Giuglea are 35 de ani și este nou în domeniul antreprenorial. Spune că și-a deschis o afacere la sfârșitul anului trecut și nu a reușit până în momentul pandemiei să-și recupereze nici investiția inițială. Mi-a plăcut foarte mult și încă îmi place și am zis că dacă tot am niște ceasuri pe acasă, să nu le arunc și să le repar. Pentru că mi se pare o meserie frumoasă. Într-adevăr, este un pic cam grea. Trebuie să fii foarte meticulos, foarte atent. Risc să strici ceva dacă nu ești foarte atent. Dar, având în vedere că este o meserie pe calea dispariției, adică în școlile profesionale cel puțin am înțeles că nu mai se practică așa ceva, nu mai există așa ceva, am zis că de ce nu să facem și asta. După 5 luni de activitate într-un centru comercial din Constanța, pandemia i-a suspendat afacerea timp de 3 luni. Nu se gândește momentan la o nouă investiție, ci speră la recuperarea restanțelor din perioada în care și-a suspendat activitatea. S-a traversat foarte greu și tot ce spun este că de-abia așteptam să se deschidă ca să vedem cum merge treaba. Dar lumea văd că încă este reticentă, încă sunt speriați. Alții nu sunt, dar cei care sunt speriați, majoritatea stau acasă, după cum se vede. Așteptam să fie un val acum, dar din păcate valul nu e decât la mare. V-ați scos oarecum investiția făcută până luna martie? Nu. Mai am de recuperat destul. Nu am reușit să recuperăm nimica pentru că chiriile sunt mari, este și concurența și deocamdată eu am cele mai mici prețuri de pe piață și e mai greu să răzbești. Pentru că ați venit... S-au redeschis molurile, chiriile. A trebuit să le plătiți în perioada aceasta când molurile au fost închise? Da, mi-au venit facturile în continuare. Acum purtăm, eu personal, port niște negocieri, ca să zic așa, să se poată ajunge la un consens, pentru că nu mi se pare normal să plătesc chiria din moment ce nu am avut activitate. Știu că nici o parte nu a fost vinovată, nici molul, nici noi. Dar trebuie să ajungem la un consens. Până la urmă, contractul a fost semnat pe activitate, nu pe inactivitate.
Deși molurile au fost deschise de ieri, restaurantele, cafenelele, locurile de joacă, sălile de jocuri și cinematografele din interiorul centrelor comerciale rămân închise și în perioada următoare.